Maria l-a văzut prima oară pe Iisus, toate amintirile dureroase ale nașterii au fost înlocuite de amintirea unei promisiuni. Pruncul Sfânt care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Semnificația acestui moment a fost una copleșitoare. Pruncul pe care îl legăna în brațe era un dar din partea lui Dumnezeu Tatăl, un dar al dragostei. Pentru Maria, întunericul și grajdul rece au fost schimbate într-un loc de lumină, căldură și închinare. Ea a fost prima care s-a închinat lui Mesia, cel care era întruparea dragostei divine, care urma să fie smerit, să sufere și să moară pentru păcatele întregii omeniri. În timp ce medităm asupra dragostei lui Dumnezeu, amintiți-vă de cuvintele lui Iisus adresate ucenicilor Săi în ultimele ore din viața Lui. Nu este dragoste mai mare decât să-și dea cineva viața pentru prietenii Săi, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit Eu.